Bună seara lume și bine ați revenit sau bine ați venit pe acest canal de YouTube. Nu știu dacă vă era dor de un astfel de top de filme, însă îl țin de ceva timp. Bine, un film l-am văzut chiar recent, însă nu este tocmai în top recomandări pentru că mi se pare că am dat greș, dar vă povestesc imediat despre fiecare în parte. Mulțumesc că sunteți aici și mulțumesc dacă v-ați abonat și ați dat click pe clopoțelul de notificări pentru a vedea toate vlogurile care apar. Primul film cu care încep seria de recomandări este Situl sau The Dig, așa cum are titlul original. S-a făcut un film după acest roman, mai bine zis. Povestea începe în 1938, atunci când Anglia începe să fie cuprinsă de febra celui de-al doilea război mondial. Și avem în prim plan pe văduva Edith Pretty, care angajează un arheolog amator pentru a se ocupa de săpături la mormintele de pe proprietatea sa. Cei doi fac o descoperire istorică și cu toate că povestea se pierde pe undeva, nu știu exact la ce s-a gândit regizorul, dar și personajele principale par să se piardă și ele, situl acela valoros, de exemplu, ca să vă dau așa un mic exemplu, cum de nu era păzit pe timp de noapte. În fine, nu vreau să mă leg de toate acestea, The Dig este un film excelent, are cadre superbe, deci vreau să spun că îmi venea să fac poze continuu în timp ce îl vizionam, mai ales cu biblioteca doamnei Pretty. În plus, filmul are niște mesaje foarte bune, niște valori pe care ar trebui să ni le reamintim din când în când. Și am notat un citat care mi-a plăcut foarte tare. De la prima amprentă lăsată de om pe pereții unei peșteri, facem parte din ceva neîntrerupt. Munca ta nu privește spre trecut sau spre prezent, ci spre viitor. Pentru ca următoarele generații să știe de unde au venit, iar dacă nu stai într-un loc până la final, nu ai de unde să știi până unde vor merge lucrurile. Nota mea, spuneam, 7,3 pentru acest film pe care îl recomand. Sper să îl vedeți dacă nu ați apucat până acum. Următorul film este de asemenea foarte emoționant și tot creat după un roman. Este vorba despre Tigrul Alb, căruia i-am dat nota 8. M-a emoționat foarte tare și dacă în prima oră este funny, este mai amuzant, din a doua oră devine din ce în ce mai dur. Și foarte, foarte bine construit personajul principal. Se întreabă la un moment dat de ce tata nu m-a învățat și pe mine să mă spăl pe dinți sau că nu trebuie să mă scarpin la buhașe. De ce m-a crescut ca pe un animal? În India sunt două caste, cea inferioară și cea superioară. Foarte bună întrebarea pe care și-o pune personajul principal. Ne detestăm stăpâni în spatele unei fațade de iubire sau iubim în spatele unei fațade de ură? Am învățat să învăț cum își înșală servitorii stăpâni, benzina vândută la alți șoferi, curse pentru clienți, facturi false și tot așa mai departe. Când vedeam atâția bani, nu simțeam deloc vinovăție, simțeam doar furie. Cei care se nasc în lumină ca stăpânul meu pot alege să fie buni. Cel care se nasc în coteț ca mine nu au de ales. Foarte interesant cum compară că se simt într-un coteț de cocoși, de găini. Ce aș putea spune despre filmul ăsta este că stăpânul acestui personaj era un om bun. Însă s-a schimbat, a fost nevoit să se schimbe din cauza familiei. Iar tigrul alb, Doamne, ce frumusețe rară, cât de mult mi-ar plăcea să văd unul în realitate. Deci mi se pare că așa ceva chiar e o raritate și dacă întâlniți vreunul, să faceți fotografii, vă rog, să faceți videouri, pentru că mi se pare super ce am văzut în filmul ăsta. Se naște odată la o generație, asta și spune personajul în acest film și cât de mișto a fost filmat. Deci, bine că voi știți deja ce cadre și ce culori au filmele marca Netflix, sunt mai bune decât filmele în sine sau decât poveștile în sine, decât au creat regizorii, dar cadrele sunt spectaculoase și mi-a plăcut foarte tare un citat al unui poet musulman. În clipa în care îți dai seama ce frumos sau ce este frumos pe lumea asta, încetezi să mai fii sclav. Felul în care se schimbă lucrurile, o să vedeți cât de dur este, foarte, foarte dur filmul, iar ultimele 15 minute sunt despre succes și în Bangalore, datorită ce învățase el de la stăpân legat de outsourcing, că tot trăim în lumea aceasta a outsourcing-ului și a automatizării, foarte bine legate poveștile. Încă un citat care mi-a plăcut, săracii pot ajunge în vârf în doar două moduri, infracțiuni sau politică. Mi-a plăcut acest citat, însă nu sunt atât de mult de acord cu el și mai spune personajul, secolul oamenilor este secolul oamenilor cu piele maro și cu piele galbenă. Domnul să-i salveze pe ceilalți. Este destul de dur
V-am spus și mesajul și filmul în sine, mai ales ultima oră, incredibil ce se petrece în filmul ăsta, nu vreau să vă dau spoilere, sper doar să-l vedeți, v-am zis, este nota mea 8, chiar dacă nu l-am pus pe primul plan, pe primul loc, pardon, în acest top, nu are nicio legătură, o să vedeți că filmele pe care le recomand au note diferite, indiferent de ordinea în care le așez, pur și simplu le spun în ordinea în care le-am văzut mai degrabă, așadar, Tigrul Alb, nota 8, un film de neratat pe Netflix. Îți vezi liniștit de bătrânețe și te trezești așa dintr-o dată că cineva cu suflet mare și bun se gândește la tine și vrea să te ia sub tutela sa. Extraordinar! Când vreodată în lumea asta cineva face ceva voluntar, din bunătate și gratuit? Așa este filmul despre care vă povestesc acum. Chiar îmi pasă, i-am dat nota 7,7, putea mai mult pentru că povestea e foarte bună, dar nu i-am dat mai mult din cauza regizării, felul în care a fost regizat filmul. Sunt două tipuri de oameni pe lume, spune, așa începe filmul, cei care iau și cei de la care se ia, pradă și prădători, mii și lei. Eu vreau să fiu un leu, spune personajul nostru. E foarte interesant cum este realizat, cu siguranță nu are pretenții de Oscar, dar e un film foarte bun, de asta v-am zis că îi dau 7,7, nu mai mult pentru că are niște scene așa trase de păr, mai ales partea a doua a filmului, chiar te enervează că nu s-a putut mai mult de atât, sau mă rog, că nu s-a făcut, că de putut se poate oricând orice. Foarte bună povestea, cum vă spuneam, îți vezi și tu liniștit de bătrânețe, dar vine cineva că spune că nu mai ești capabil să te îngrijești, nu cere ajutor, dar din senin apare această persoană cu suflet mare, se gândește la tine, vine cu ordin judecătoresc că vei avea de astăzi un tutore legal. De partea cealaltă, bătrâna misterioasă și bogătașă nu este oricine. Vai cât mi-au plăcut actorii, cât de mult și ar trebui să recunoașteți și voi din actorii aceștia dacă veți vedea filmul sau dacă l-ați văzut. Nu dacă îl mai țineți minte pe piticul porno din Game of Thrones. Mă rog, pitic porno îi spuneam eu, așa îi spuneam acelui pitic din Game of Thrones, dacă vă aduceți aminte de el. Dacă nu, o să-l revedeți în acest film și sigur vă veți reaminti. Să nu-i spuneți că n-ați văzut Game of Thrones, că mai aud din jurul meu, nu, ce film e ăla, ce serial e ăla, Game of Thrones, leu, trebuie să vezi Urzeala Tronurilor, chiar dacă nu vei citi seria, important este să treci prin film măcar, prin serial. Mergem cu următorul film, următoarea mea recomandare este 1917 și chiar mă întrebam ce s-a întâmplat atât de important în 1917 de s-a creat acest film. E bine, are legătură cu perioada războiului mondial, o să vedeți cât de fain s-a jucat regizorul Sam Mendes și chiar a luat Globul de Aur pentru cel mai bun regizor, a fost foarte, foarte bine. Bine, acum coloana sonoră, n-am ce, de nota 10. Apoi, cel mai bun film din punct de vedere al dramatismului, cum spuneam, cel mai bun film din punct de vedere al regizorului și a luat Globul de Aur, foarte multe Globuri de Aur și toate acestea îl fac să fie foarte realist. Fac din el un film de nota 8, pentru că aceasta este nota mea. Dar așa ca subiect și joc actoricesc, aș putea spune că sunt altele mult, mult mai bune. Să zicem doar că au fost niște momente care se voiau a fi dramatice, dar nu prea le-a ieșit și alte scene care erau total lipsite de realism. De exemplu, și acum este spoiler, atenție, dacă vreți puteți să treceți mai departe de acest punct. Felul în care eroul principal, după ce este împușcat de un german și cade pe scări, reușește să alerge ca un sprinter, așa fruntaș, printre gloanțele germanilor. Ce vorbești, domnule, mai ceva ca Matrix? Hai să fii serioși, v-am zis, am mai văzut alte filme mult mai bune, de război cel puțin, dar cred că este cel mai bun dintre filmele de război apărute în ultimii ani. Dacă aveți altele, eu vă aștept cu drag recomandările. În aprilie 1917, ca să vă spun puțin și despre poveste, doi tineri soldați dintr-un regiment britanic primesc ordin să parcurgă No Man's Land, lăsat în urmă de nemții aparent în retragere, și să transmită un mesaj comandantului unui alt regiment gata să atace. Foarte interesant că trebuie să transmită acest mesaj pe teritoriul inamic, în ceea ce pare a fi o misiune aproape sinucigașă, dar miza este uriașă pentru că odată ajuns la destinație, mesajul ar putea salva viața a 1600 de confrați care ar putea fi condamnați la moarte sigură. Filmul acesta este de neratat, chiar dacă v-am zis, nu este cel mai bun din punct de vedere al subiectului, din punctul de vedere acesta, dar este foarte bun ca și cadru, din punctul de vedere al cadrului, am zis că evit ca și eu, de asta m-am corectat acum. Și din punctul de vedere al coloanei sonore. Deci a meritat Globul de Aur, chiar dacă nu avea pretenții de Oscar, e bun acolo și eu îl recomand.
Mergem mai departe cu noutăți din lumea largă. Iar dacă nu era Tom Hanks în acest film și fetița asta care a jucat Elena, nu i-aș fi dat nota 7. I-am dat 7 pentru că Tom Hanks și pentru că actorii chiar își fac treaba. Filmul așa nu excelează, dar povestea este bună. Păi cât mă enervează când se creează filme cu povești atât de bune, subiecte atât de bune, dar nu excelează în, nu știu, nu... N-aș putea spune ce nu mi-a plăcut, pur și simplu. Deși m-aș emoționat la final și chiar mi-au dat lacrimile, doar că mi-a plăcut ceva mai mult, adică Tom Hanks a jucat excepțional, ca de fiecare dată, n-avem ce să-i reproșăm, doar că este o poveste simpluță și bunicică. De asta îi dau nota 7 și nu mai mult pentru poveste. Tom Hanks, care este un veteran al războiului civil în acest film, este de acord să ducă o fată luată de oamenii unui trib Kiowa cu ani în urmă la mătușa și unchiul ei împotriva voinței acesteia. El nu știe limba sa, fata nu știe limba engleză. Călătoresc sute de kilometri și se confruntă cu diverse pericole în timp ce străbat drumul spre locuința rudelor fetei, însă odată ajunși aici, cei doi întâmpină altfel de situații și altfel de probleme. De asta spun că povestea mi-a plăcut foarte tare și vă ziceam chiar mai emoționat finalul. Așadar, deși îi dau doar nota 7 și nota 7 nu este deloc slabă, v-am mai zis eu în alte vloguri cu alte filme, că nota 7 este peste mediocritate, așadar merită să vedeți acest film. Și vă mai povestesc despre un film pe care l-am văzut chiar acum câteva zile. Un film foarte, foarte slab realizat. Așa de tare m-am enervat. Deci îi dau 6,8 acestui film. Deci puteți rămâne sau nu. Asta e ca un bonus, să-i putem spune așa. Alegeți voi dacă îl vedeți sau nu. Pentru că povestea e foarte bună. Se numește Cartierul Supraviețuirii și, ironic, acțiunea se petrece undeva pe Alea Supraviețuirii. Este făcut de turci. Acum nu știu dacă vă plac filmele turcești, dacă nu, ultimul vlog în care am povestit despre film turcesc a fost Miracol în celula 7, care are și astăzi peste 50.000 de vizualizări. Cel mai bun film pe care l-am văzut în ultimii ani, cel mai bun din punct de vedere al emoționalului, din punct de vedere al dramatismului, al dramei, foarte, foarte emoționant acela. Și mă surprinde că ăsta a fost atât de slab, adică turcii chiar fac filme bune. Fraților, dacă nu suportați filmele turcești, vă rog puteți să vă duceți la alt canal de YouTube. Eu o să povestesc din când în când și despre astfel de filme pentru că îmi plac. Să cândăm sau cum mai spun turcii. Dar, și n-am fost în Turcia până acum, deci nu am o pasiune în mod deosebit pentru turci sau pentru țară, că nu am ajuns acolo. Dar filmele turcești, unele dintre ele sunt foarte bune. Cartierul Supraviețuirii este despre povestea lui Mehmet, un tânăr care trăiește la limita supraviețuirii și este o supraviețuire destul de tristă. Asta cu siguranță nu se petrece doar în Turcia sau, nu știu, doar în România, doar în India. Cred că orice colț de lume are cerșetorii ei, oameni care caută prin gunoaie pentru a avea ce să mănânce. Mereu m-am întrebat de unde prenandezul acela de la cerșetori, cum îl găsesc și ce simt ei când îl inhalează, iar aici avem șansa, avem ocazia să vedem anumite lucruri. Foarte, foarte trist, vă spuneam, și realitatea asta este, adică chiar spuneam mai devreme că sunt convinsă că există așa ceva în lume. Povestea e foarte bună, mi-a plăcut mult și subiectul, însă slab realizat. Unele scene sunt foarte prost gândite și extrem de slabe. Tare păcat, cum vă spuneam, pentru că putea să meargă mult mai departe cu acțiunea asta. Nu m-a impresionat nici măcar când personajul este rupt în bătaie și curge efectiv sânge pe nas și nu mă impresionează nici când se umple camera de spital cu sânge. Vai, dar acum că mi-aduc aminte, chiar m-am enervat foarte tare la filmul ăsta, pentru că, uitați, vedeți, de asta nu mă iau eu după recomandările de la Netflix. Primez mail-uri tot timpul. Vezi filmul ăsta că e cel mai bun și în top pe Netflix. Nu mersi, nu prea mai iau după recomandările voastre pentru că de multe ori sunt proaste. Ce credeți? Dar, iată, am dat o șansă acestui film și vi-l aduc în atenție doar dacă vreți să mergeți cu el pentru că povestea e foarte bună și foarte emoționantă și tristă. Mi-au dat lacrimile, mi-au dat mai ales la final pentru că abia la final îți dai seama ce e cu personajul ăsta și ce reprezintă viața lui și ce este de fapt cu povestea. E altceva decât crezi. Deci așa au un talent turcii, uite, din punctul ăsta de vedere, turcii chiar știu să facă filme pentru că te fac să crezi că e vorba de ceva și la finalul filmului îți dai seama că, stai puțin, asta era de fapt povestea. Foarte interesant, foarte interesant făcută. Și muzica, deci muzica turcească, dacă vreți, e un fel de manea românească, tristă și lentă. Și nu spun că tristă, adică nașpa,
Iar cine nu poate accepta acest lucru pe care îl menționez acum, da, domnule, poți să citești și cărți și să asculti din când în când și manele. Așadar, eu m-am... mie îmi place muzica turcească, uneori ascult atunci când se întâmplă într-un film, mai mult decât filmele indiene, de exemplu, care au tot timpul muzică indiană și aia nu-mi place în mod deosebit, deci chiar nu... Aș prefera filmele indiene să fie fără muzică, dar muzica turcească e bună, chiar are un ritm foarte bun și îmi place. Și dacă și are sensul, și are rostul în film, de ce să nu fie pusă? Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest top de filme și vă aștept recomandările cu ce alte filme ați mai văzut în ultima vreme pe Netflix. Urmează să fac un vlog cu serialele pe care le-am văzut aici de când sunt eu abonat Netflix. Dar mai durează, pentru că mă mișc cam greu și cu filmul și cu serialul și cu cărțile și cu cititul. Vă pup și spor în tot ceea ce faceți, vizionare plăcută, și spor la citit!